Al Holograf, că tot vorbeam de ei mai devreme. Da, da. Aia, cu partea de album al lor. Deci ce am aflat eu, ce spune el, este că Holograf este cea mai de succes trupă românească a tuturor timpurilor. Da, s-a făcut o statistică și cea mai difuzată trupă all-time românească în România pe radio și pe radio și TV și care are cele mai multe hituri. Dar nu înțeleg de ce te surpă. Nu pot să cred. Poate are cele mai multe hituri. Dacă luăm toate albumele lor, să vezi că sunt 3-4 și hituri. Au fost hituri. Eu îl știu pe unul care sigur are mai multe hituri, dar nu e formație. Stai un pic, îl caut. Nu arăta ce caut încă, ca să... cum se numește? Așa. Ăsta e. Acum poți să arăți. Alexandru Podoleanu. Da, bine. Alexandru Podoleanu, născut în 1846 la Podoleni. Da, bagă. Mort în 1907, a fost un compozitor și profesor român care s-a remarcat prin crearea în spirit național a unor cântece bisericești. S-a afirmat ca puternică personalitate a muzicii religioase corale, aflându-se printre primii compozitori ai acestui gen de muzică. Mi-a spus de el Bogdan, nu? Bogdan, Mihai Bogdan Simion. Da. A studiat mai întâi la... Ți-a spus și ție de el? Nu, de la tine am aflat că ți-a spus el. A studiat mai întâi la școala de cântări bisericești aflată la Mănăstirea Neamț și apoi la conservatorul de muzică. Așa, ce se întâmplă? În secolul XIX, muzica bisericească de la noi din țară era pe stil asiatic. Era... Da. Alexandru Podoleanu a făcut tot ce îți imaginezi tu. Știi toate melodiile lui. Printre cântecele pe care le-a compus se află Colindul, Bună dimineața la Moș Ajun, Florile d'albe, Hristos a înviat, Mulți ani trăiască. Toate astea făcute de Alexandru Podoleanu. Toate astea. Și toate sunt cunoscute de toată lumea din toată țara, da, și le-a auzit, da, și le știe pe de rost. Doamne, și miluiește. Stai, da, și au 150 de ani. Bazându-se pe cântarea tradițională a Bisericii Ortodoxe, Podoleanu i-a aplicat acestea o armonizare adecvată. Stilul său a avut la origine cântările psaltice, acestea prelurând cântările bisericești în stil național. O bună parte a melodiilor pe care le-a compus Alexandru Podoleanu, scrise pentru cor mixt sau cor bărbătesc, au intrat în repertoriul tradițional. Așa, precum tot tipul ăsta, același om, da? Doamne miluiește, Crucii tale, Hristos a înviat în fa major, cântările de la cununie, imnul arhieresc, Veșnica pomenire. Veșnica pomenire e compoziție de Alexandru Podoleanu. Cronicele, fiind potrivite cu caracterul slujbei din care fac parte, echilibrate și accesibile pentru orice tip de formație corală, Hristos a înviat, tot el. Nu știu dacă l-am mai citit. Da. Deci ăsta are probabil cele mai mari hituri din țară. Da, cele mai mari. Și sunt încă foarte la modă. Da. Mă gândeam tot așa de un tip care a compus foarte mult, că de asta, de Nicu Covaș, care ne-a introdus la compozitorilor. Știi știrea, nu? A, știu că nu l-au băgat. Mi se pare senzațional. Mi se pare penibil. Da. Nu rog să nu-l pui pe ăsta în Uniunea Compozitorilor. Rușine. Dar știi că am senzația că s-ar putea să mănânc mare rahat, dar m-au zis că ar fi vorba de niște bani pe care el, dacă ar fi membru în compozitor, iar încasa și încasează alții pe piesele lui. E, na. Da, că aici ar fi, de fapt, combinația, știi? Da. Bine, dar din câte știu și Nicu Covaș a înregistrat la Uniunea Compozitorilor tot felul de piese care nu erau ale lui. Nu știu dacă-s povești sau nu, dar... Ia, ce zice lumea despre Alexandru Podoleanu? Când îl văd, mă gândesc la Paulo Coelho în Hippie. A, asta e Serghei Mizil. Imposibil ca femeie să se închine la el. M-am sincronizat cu Andrei pe țigară, fără să vreau. E salam sigur. Nicu de la Căl... A, ia uite mă! Cineva a zis e salam sigur. Și și aici am și eu un comentariu de făcut aici. Da, la ce referitor că e la că are mai mult succes decât Holograf. Dar mamă, eu m-am referit. Tu ce știi este ce a fost dat la radio. Păi nu, eu m-am referit la ce a fost dat la radio. Da, ce a fost dat la radio. Dar nu cred că Salam are mai mare succes decât Holograf. Nu crezi? Nu. Nu cred. Eu sunt destul de convins. Stai să îngurgitezi informația. Unul la mână. Mi se pare ipocrit că nu dau ăștia manele la radio. Mi se pare super ipocrit. E cea mai populară muzică de la noi din țară. Eu nu ascult. Nu, nu dar... ascult radio. Nu ascult nici manele. Deși eu am copilării cu ele, n-am nimic. Păi da, e o muzică. Și dacă îți place și dacă nu îți place, e o muzică. Când a apărut primul album
Costioniță cu Adrian Copil, ăla, the first one, da. În 8 zile, mă gândesc la, de ce mai la mine, nici nu puteam să agăs gagici dacă nu știam să cânt și să dansez piese pe piesele alea. Serios? Da, eram... Bine, a fost o perioadă, mi-a trecut repede, dar am crescut cu ele, mă gândeam... Da, sunt nas. Nimic. Chestia e că sunt o muzică, nu? Uh-huh. Sunt cea mai populară muzică de la noi din țară? Da, da. Băi, și unele sunt bune, iar Salam... Băi, și cum dracu unele de la radio? Băi, Salam chiar e cântăreț. Da. Deci, nu, am văzut niște live-uri, mi-a stat fața în ochi, adică cântăreț, da? Că nu-mi place. Stai un pic, gusturile sunt gusturi, dar nu pot spui că nu-i cântăreț. Are colaborarea aia cu Goran Bregović? Nu, numai aia, are niște chestii ce face pe live-uri. Nu, e cântăreț, e muzician. Muzician, da. Exact. Da. Și nu înțeleg, mi se pare cea mai ipocrită chestie, cea mai... cred că vine din elitism din ăsta, din... nu știu, de ce dracu nu-i dau la radio? Că nu înjură, manelele nu sunt... nu înjură, nu știi? Care e treaba? Bă, eu cred că e și un pic de rasism. Da, cred că și chestia asta. Și un pic de rasism. Da. Cei și... mai mulți care nu... sunt oameni, cum sunt și eu, băi, nu ascult manele, nu e... Nu, nici dacă beau, nu știi că mă, domne, când bei ceva, nu, eu când beau ceva îmi pun cu totul alt, îmi pun hip-hop, căcat, nu se potrivește cu stilul. Deși unor la vin merge foarte tare lăutărească. Da. Romica Capuceanu, s-a zis, m-am prin cartier pe la mine, seara la grătare, pahare ciocnine și Romica Capuceanu e foarte tare. Da. Dar am observat că la foarte mulți îi pornește de fapt de la rasism. În spate, se vede clar chestia. Da, acum nu vreau să acuși și să merg în extrema aia altă, să zic dacă nu-ți plac manele și rasism, Doamne ferește! Nu, că nu are treabă. Nu are treabă. Da, da, cam aiurea. Ia să vedem ce zice lumea. L-au pus pe Salam să cânte altceva decât manele și omul cântă foarte bine. Păi cântă și manele foarte bine. Din păcate fac parte din cultura romă și din cauza rasismului sunt asociate cu incultura. Deși dacă aici ar fi tare un live cu Bogdan Simion. Da, da. Care e tătic pe domeniu și... Putem să-l sunăm, dar nu știu, o fi ocupat? Să stea pe Twitch. Da, din păcate așa, că tot veni vorba de succes, să-i spunem lui Horia că dacă vrea succes pe Twitch, trebuie să se uite la Lengel. Ce e la Lengel? Ăla cred că e ăla... ăla care mănâncă. Îmi place să mănânc, se plimbă și face pe prostul, știi? Îl știi? Sunt destul de populare și fără radio, nu le-aș plânge de milă. Păi nu e vorba să le plângem de milă. Nu e vorba că nu sunt populare. Mie mi se pare că este o ipocrizie să nu pui cea mai populară muzică din țară la radio. Uite, și hip-hop-ul e o muzică a unei minorități negre din America și se dă la radio. Cum dracu să nu dai? Chiar dacă versurile și atitudinea e mult mai scârboasă decât a manelelor, ai putea să spui că reprezintă, nu știu, știi? Da. Și naiba, mă rog, e o chestie care mă uimește, că nu dau ăștia... Băi, acum fiecare canal de radio reprezintă o entitate privată, e dreptul lor să nu facă. Acum, de ce nu vine unul care să dea manele? Manele, care aici mă miră, nu dau, poate bă, fine, decizia fiecăruia. Da? Și la multe pot să înțelegi de ce, Rock FM. Da, da, părea, zice Rock FM. Rock FM, sau, da. Dar ar trebui să fie unul, două și pentru... deși cred că în momentul ăla călătoriile mele cu Uber-ul și taxiul ar fi foarte stresante. Așa, n-am înțeles niciodată de ce automat muzică clasică e cultură, iar maneaua e în cultură. Păi nu e. E o emisiune... Bă, o să fumez și o țigară. Vrei și un par de Pepsi? Ia să... Mai zi tu acolo, dar ia de la mine. Dacă le vezi. Bă, uite, hai să zic o fază apropo de clasică și manele. De la un tip de la care nu mă așteptam. Sincer, când am fost în vizită la Auschwitz... Da. Ce poveste! Dar n-are legătură. Context. Am fost în vizită, da, context. Eram eu la Auschwitz, pe manele, nu? Tipul care ne-a fost ghid și el a fost un tip chiar deosebit, era român, care a fusese cu grupul nostru. Da. Și m-am împrietenit cu el și acolo m-am împrietenit pe Facebook. Și la vreo 3 zile când am ajuns în țară, a postat ceva de genul, nu-mi vine să cred, au
nu știu, și-au bătut joc și de asta. Până unde? El se referea în postul ăla că au făcut Beethoven Manet. Ce? Păi și l-am întrebat. Da. Ție nu-ți plac manele, ok? Ok. Te-a legat cineva de scaun la tine acasă și ți-a pus 24 de ore chestia asta și spuneți că nu poți să înțeleg de ce... De ce? Care e faza? Corect. Poți să faci orice... Și din contră, nu mi se pare o chestie de... nu știu, incultură sau de bagatelizare a muzicii clasice, dacă din contră. Adică tu dai Beethoven unde niște oameni n-ar asculta Beethoven, părerea mea. Am văzut o emisiune mai de mult, un episod din Garantat 100%, unde a fost invitată o profesoară de muzică de la noi, de la conservator de undeva. Și zicea că avea mai multe argumente interesante. Unul era așa, că manelele nu sunt, în primul rând că nu sunt românești, sunt un fenomen balcanic. Maneaua noastră, cealga bulgărească, turbofolcul sârbesc, sunt exact același lucru. Caută cealga pe YouTube, nu acum, acum uitați-vă în live. Nu închideți postul să căutați altceva, mulțumim. Dar o să vezi că sunt exact aceeași muzică. Deci n-ar trebui să le tratăm ca pe un fel de aoleu în cultură românească sau ceva. Este un fenomen balcanic. Apoi, zicea că muzica care este populară, nu muzica populară, muzica care e populară într-o țară, spune ceva despre locul respectiv și nu trebuie ignorată. Și atunci, pe vremuri, muzica populară era chiar muzica populară, știi? Da, da. Și ea avea niște mesaje, hai Lelițon de al la vie, ce se întâmplă după gard, te-am iubit, te-am așteptat, n-ai venit la pom, nu știu, chestiile astea, știi? Dar mesajele astea și muzica populară e moartă, este înghețată în timp, nu prea mai evoluează, mai sunt câteva, dar nu are niciun fel de succes, nu are niciun fel de ecou în populația de astăzi românească. Știi, se cântă la nunți. Populația urbană. Populația urbană, că da. Au 4 posturi TV și își dau dedicații oameni. Adică doar în anumite... Da. Da, da, nu e cea mai... Na, e un pic înghețată muzica Bine, populară. Bine, atunci ăștia care la radio care nu dau manele, nu dau nici muzica populară și ei sunt ipocriți. Da, chestia e că ce zicea ea și mi s-a părut interesant este că dacă vrei să înțelegi spiritul local, prin ce trece populația în anii 90, la începutul anilor 2000, când manelele erau... Muzică. Muzica asta de manele vorbește despre o lume de interlopi, o lume a unor valori întoarse, se dă șpagă, dar și o lume în care familia contează, tot așa, pentru că, na, contează în țara noastră lucrurile astea. Dacă vrei să faci un fel de radiografie antropologică, Maneaua e nu Robin and the Backstabbers și Phoenix, Maneaua e, știi? Da, sunt perfect de acord la fază. Da. Profa noastră de muzică ne spunea că maneaua, la definiție, este o melodie instrumental inspirat sau copiat de muzică, din muzica turcească. Nu, maneaua, alt argument pe care l-a adus aceeași tipă în emisiune, este că dacă vrei să cauți o muzică autentică a unui popor, trebuie să aibă, sau de obicei are niște caracteristici, să fie cântată live, să fie improvizată, știi? Și să fie foarte populară, cum e bluesul, cum e jazzul. Cum știi? Da. Și atunci manelele sunt gustate, cântate, văzute live. Acolo, atunci au valoare. Când ți-o cântă live, știi? Da, și manelele... Și ele sunt o muzică fusion. Ele nu și sunt... Ele și maneaua și are rădăcina, nu cred că greșesc, când spun muzica lăutărească, chiar dacă s-a dus în cu totul altceva. Da. Pentru că, da, știi că eu am scris romanul Zaraza și m-am documentat vreo 3 ani pe viața lui Cristian Vasile și toți cântăreții din Interbelic. Da. Și știu fiecare ce gen a abordat și unde s-a dus. Că ăștia au mers pe Cristian Vasile și Moscopul, s-au dus pe tango. Da. Care nu era la modă când l-au luat ei. Ei l-au făcut la modă. Și tango ușor s-a transformat în romanță și în muzică... să rămână. Cumpărați Zaraza de... Cum îl cheamă? Andrei. Căutați Zaraza la editura, cum zice? Da.